Urmează o altă piesă, piesele sunt unele mai frumoase ca altele. Trebuie să vă spun că toți românii cunosc melodia M-am suit în dealul Clujului, dar poate nu toți românii știu că un mare compozitor maghiar de operetă, cel mai mare, Imre Kalman, a compus o operetă extraordinar de frumoasă, care se joacă cu casa închisă și ea, celebra operetă Contesa Maritza. O parte din această operetă se petrece la Budapesta, dar o parte se petrece la Cluj. Acum o să ascultați o arie din Contesa Maritza, despre care v-am vorbit. Contesa Maritza împlinește 100 de ani în acest an. Premiera a fost în anul 1924 la Viena, pe 28 februarie. De altfel, Kálmán Imre, pentru că era evreu, a fost persecutat în timpul celui de-al doilea război mondial și a fugit în Franța, iar din Franța, când Franța a fost ocupată de naziști, a plecat în Statele Unite. Și Franța i-a dat cetățenia, și America i-a dat cetățenia, iar Adolf Hitler, care iubea foarte mult opera și opereta, i-a propus cetățenia germană, dar Kálmán l-a refuzat. Kálmán este astăzi înmormântat în cimitirul central din Viena, alături de mari compozitori Beethoven, Mozart, Brahms. Și Tibor ne va interpreta o arie deosebit de frumoasă, care este în repertoriul tuturor marilor tenori ai lumii și care în limba română se intitulează Hej Cigány. Mit tudjátok ti bent, hogy ide kint mi fáj? Hely voltam egyszer én is, büszke pál király. Lótámat én is százszor elhúzottam, százszor annyi pengőt adtam, mint amennyi jár. Ne olyan nagyon fel, hely ti oda bent, mert olyan úr már én is voltam annyi szent. És aztán kinézhetne a jövőbe, szívem lent van egyenlőre, lehet az még fel. Hej cigány, hej cigány, húzd a lótát, szállsz felé, szakadjon a hú. Gyer ide, hej cigány, hej cigány, húzd, ne sajnálj. Sírjon is, meg kacagjon is, mint én bennem, új, jaj, jaj, jaj. Hej cigány, hej cigány, húzd, ne sajnál.